Salutare, salutare, dragi prieteni, să știți că eu niciodată nu vă aburesc și nu vă bag în ceață. Astăzi vă iau cu mine într-o călătorie care începe din Cluj-Napoca și continuă până în Apuseni, de acolo de unde viu eu. Pe drumul ăsta, pe traseul ăsta ne mai oprim, mai vedem și ne mai notăm câteva obiective turistice. Să fie bine, să nu fie rău. Haideți cu mine! Până la urmă, exemplu folosește. Numai cu câțiva ani filmam cu telefonul, că nu-l aveam alături la cameră pe bunul prieten Vlad Roșu. Și filmam aici și arătam că sunt și niște gunoaie pe aici jos. Între timp, ceea ce vedeți dumneavoastră s-a transformat într-un obiectiv turistic. Cascada curge frumos. Aici avem cănuțe ca să bem apă. Merge și o pălincă, dar de ce nu și un pic de apă. Ipoche, da? 2019, de 4 ani. Între timp, turismul s-a dezvoltat, sunt bănci de lemn, lebede. Asta e o lebădă în formă de inimă, nu? Mare cât inima mea, mare cât inima mea. Ursule, nu fi rău. Și între timp, micii comercianți au intrat în zonă, bătută de cojă. Că au fost cu minte, dar am bătut. Cât e o pâine de asta? 25 de lei. 2 kg și 25 de lei și mâșnia o săptămână. Cam așa. Dar cu ce recomandați să o mâncăm? Cu pită? Cu slănină? Cu cârnați? Și colesterolul? Cum e colesterolul? Lasă, nu-l băgați în seamă tăcăiană. Aici ce aveți? No, ce, cu ce să vă servim? O țuică, o țuică. Da. Știți ce mă încurcă la țuica asta? Dop. Aaa, l-ați desfăcut. Asta e țuică de? Țuică de care? Mere cu mere. Care cu mere? Asta e de la sursa mare. Asta e de la sursa sus. Vedeți? Aia e măsa și asta e fată sa. Aia e numai puiul. Mulțumesc, atâta, atâta, să rămână. Deci asta e pere cu mere. Da. La cât e felea? 25. 25 și cu pita 25, 50. Emilia. Emilia și ce eu ce faceți sunt. Cu acrelul ăsta? Da. Acrel, așa e? Da, da, da. Ce faceți? O pereche de cercei croșetați. Dar nu de ăștia din ure. Nu, ca și ăia. Ți-ați cumpărat. Ăia sunt altceva. Îi cumpără lumea? Pe aceștia, da. De-a macrameu. Că... Nu ne grăbim cu vlogul, peste 4 zile ajungem în Cluj-Napoca după ce atunci, termină doamna roata soarelui. Când voi termina cei doi cercei... E gata langoșul. Să rămân. Extraordinar. De când lucra? De... Nu, mulțumim. Sunt educatoare și mă duc sus la Ghețar, la Scărișoara, așa, dar nu uite mai... La Ghețar, la Scărișoara, e departe. Câți kilometri? Am schimbat și am lăsat-o la Brut, fiindcă ies la pensie și am zis, o fericesc. Pe română. O să vă oferi un borcan de miere. Borcan, dacă împărțiți langoșul cu colega. Da, bineînțeles, da, sigur, bineînțeles. Să borcan de miere. De salcâm. Salcâm, miere de stup de salcâm, Codrea Vasile, Sălcioa de sus. Da, că nu numai Carmen e de la Sălcioa, albinele au scos miere și de la Sălcioa. Sănătate, mulțumim frumos! Pe Valea Rieșului ne-am abătut un pic de la firul apei și uitați-vă ce întâlnim aici. Dragi români, dragi români, că străinii nu fac așa ceva. Vă rog frumos, cum ați adus până aici recipientele pline? Nu le puteți duce goale mai încolo? Nu, era foarte departe, nu? Salut, mă, dă o lăbuță. Să iubim animalele, dar să ne iubim și pe noi și să iubim natura. De cui ești tu, mă? Câine frumos. Bravo ție. Te rog frumos, hai aici, hai aici și să stai de pază. Dacă cineva mai aruncă cu ambalaje, nu știu cum te cheamă. Știu că ești obosit, auzi. Dacă cineva mai aruncă cu ambalaje, să latri. Cum latri? Am, am, am! Cum latri? Ia să te aud. Am, am! Hai, mă, latră! Se pedepsești cumva, că aici nu-i groapă de gunoi. E un colț splendid al naturii. Mulțumesc frumos! Și pe Valea Rieșului se află Mănăstirea Lupșa, monument istoric de la 1429. Cei care doresc să depună pomelnice, să-și ia cărți de rugăciuni și să chiar se roage în incinta mănăstirii după aceste ziduri. Nu mai propunem, iar cei care doresc
să o facă din tot sufletul. Urmați-mă! Ajungi prea repede! Mai încet! Noi ardelenii, noi moții suntem mai liniștiți. Nu te grăbi! De aici pornim în călătorie cu Mocănița, pe Valea Arieșului. Suntem în Mocăniță, Mocănița Apusenilor. Știți bancul ăla cu Mocănița? Era un cetățean care alerga pe lângă trenul Mocăniță Mișcare. Și cineva zice din Mocăniță: hai omule, hai repede, urcă în tren. Zice: da, de unde? Că eu mă grăbesc. Și am ajuns la Câmpeni, poarta de intrare în Țara Moților, de lemn făcută și înaltă. Dragii noștri, mulțumesc pentru că m-ați însoțit în această frumoasă călătorie. Aici bine am venit în comuna Sohodol, județul Alba. Aici este satul Gura Sohodol, unde m-am născut eu. De aici încolo mă descurc. Până la o nouă întâlnire, sănătate și cele bune!